seara încă o dată. Avem plăcerea în sfârșit să dăm drumul programului. Sperăm că v-ați familiarizat cu și cu momentul acesta și cu motivația care o avem. Vom avea vreo câteva surprize în această seară și prima dintre ele este gata să apară în fața dumneavoastră. Nu vrem să epatăm, dar vrem să vedem ceva frumos, ceva plăcut, ca să ne încânte atât sufletelul cât și ochiul. Drept pentru care în fața dumneavoastră vor veni niște tineri foarte talentați, niște băieți și fete care au ales să facă ceva frumos. Au ales dansul. Au și un om, un prieten al meu, care se ocupă de ei cu toată, cu toată seriozitatea, domnul Lorand. Trupa se numește Coser. Sau Cozăr, mai degrabă, cred că bine, acum am pronunțat bine, Cozăr. Schisit ăsta de U-U-A-O din franceză, de la haute culture și de astea, dar mai departe să știți că vom avea, eu voi avea un ajutor, respectiv un moderator mult mai, mult mai aproape de ceea ce se va întâmpla. Așadar, doamnă și domnilor, prima surpriză este pe care să vină. Prietenul și, din acest moment, colegul meu, Alex, vă va spune mai exact despre ce este vorba. Dați-mi voie să vă corectez, domnul! Alex nu mai este aici, acum sunt doar eu, Florin Pires. Am venit aici, în această seară. Bine, trebuie să vin peste câteva zile la Baia Mare, dar am venit întâi ca să-mi încălzesc corzile vocale, înțelegeți? Așa, am venit un pic să ne distrăm, să ne bine dispunem ca de fiecare dată, cum se întâmplă la Baia Mare. În această seară, dragii mei, vreau să vă spun că o să fie un program extraordinar, nu? Un program artistic. Și acum o să începem așa cu un dans senzațional. O să fie un dans numit Bollywood Fete.
Mulțumesc!